Îl întreabă pe Hristos: tu de unde vii? Și Hristos tace. Și ce îi spune Pilat, arătându-și capacitatea de stăpânitor roman? Mie nu-mi vorbești? Tu știi că eu am putere și să te răstihnesc și să te eliberez? Deci, de fapt, ce îi spune lui Hristos în față? Eu dau sens minciunii și o transform în adevăr și eu iau adevărul și îl transform în minciună. De aceea, Iisus Hristos îi spune lui Pilat: eu sunt din adevăr și cine știe ce este adevărul, ascultă de mine. Deci, Iisus îl mustră în mod indirect: tu nu ești omul adevărului. Dacă ai fi omul adevărului, ai judeca corect. Și atunci Pilat se irită și îi spune aceste vorbe dure. Și ce e adevărul, mă rog? Cum spunem noi când dăm de o belea sau de o încurcătură și alergăm pe ițele necunoscute? Plătesc cât trebuie, numai să se rezolve. Plătesc cât trebuie, numai să-l dea afară. Plătesc cât trebuie, numai să-l dea jos. Plătesc cât trebuie, numai să-l pună la punct. Este minciuna ridicată la dogmă de adevăr. Același lucru îi fac lui Iisus în pretoriu la Pilat. De fapt, îi ascund adevărul revelat, pentru care el îi spune lui Pilat foarte frumos în două cuvinte: dacă eu aș fi stăpânitor sau împărat, cum tu zici, dar cred că nu e de la tine, mai degrabă cei care m-au vorbit de rău la tine spun aceasta, eu n-aș fi aici pentru că ostașii mei s-ar fi luptat și m-ar fi eliberat, eu n-aș fi fost aici prins. Și încă o dată demonstrează că împărăția lui nu-i din lumea aceasta, la momentul sau videoclipul, clișeul, în care Petru lovește cu sabia și Mântuitorul îi spunea: cum îți bagi sabia în teacă? Tu n-ai voie să dai cu sabia, cine scoate sabia de sabie piere. Eu pot să poruncesc tatălui meu și într-o clipă îmi trimite în ajutor 12 legiuni de îngeri. Deci închipuiți-vă acest tablou de 12 legiuni de îngeri. Încercați să vedeți o armată de îngeri războinici cu puteri dumnezeiești. Pentru că Iisus dă finalul puterilor îngerești despre care vorbește. Ar șterge tot într-o clipă. Ar mai rămâne Ierusalim. De unde știm asta? Din căderea cetății Ierihonului, care pe același principiu a căzut atunci când poporul lui Israel a înconjurat cetatea Ierihonului, cea veche de 4-5 mii de ani, pentru că ea e cea mai veche cetate sau oraș biblic consemnat, și când l-au înconjurat cu sicriul legii, și-au înconjurat într-o zi de 7 ori și-au cântat de trâmbițe, îngerii au prăbușit singuri zidurile. Deci, nu te joci cu puterea dumnezeiască. Trecem puțin mai departe, pentru că eu le-am punctat să nu vă obosesc, e cel mai ușor așa. Da, uite, a sunat pe cineva, pe Dumnezeu, să vadă dacă e la biserică. Ne apropiem de momentul forte în care are loc actul trădării. Am atins problema, ați auzit în Evanghelie, aseară la Denie, că Iisus se află în casa lui Simon Leprosu, femeia toarnă alabastru cu mir, el spune: nu mai jigniți, nu mai vorbiți urât cu ea, spre îngroparea mea. Iuda se simte iritat, se duce și taxează momentul, pentru că furia din el fierbea și avea nevoie de o dublă, cum spunem noi în popor. Nu te strica cu dracu până treci puntea. Puntea o poți trece cu credință în Dumnezeu, iar de diavolul poți scăpa făcându-ți cruce. S-a gândit așa Iuda, ca omul cu școală și cu puțină minte. Iisus ăsta oricum cade, să vede că toată lumea e împotriva lui. Ia să mă duc eu rapid la arherei să mă pun bine cu ăștia, dacă te-ai stricat cu ei, pici cu romanii rău. Oricum vor fi vânați și discipolii lui și atunci e bine să am o ieșire.
Și a mers imediat la arherei și a spus așa: cât aș putea primi să vi-l dau pe Iisus Nazarineanu? 30 de arginți e de ajuns și s-au învoit. Și din clipa aceea, după ce Iuda a și primit banii la el, au căutat prilej ca să-l omoare. Până aici Iuda este neom, este stăpânit de diavol, că așa scrie Scriptura, că a intrat satana în el, dar pentru că omul nu este creat de satana și în el este chipul lui Dumnezeu, Dumnezeu îi dă mustrarea lui Iuda cea necesară. Și de ce o leg una de alta, să o țineți minte mai ușor, că dacă o întâlnim pe parcurs, nu mai are aceeași senzație și frumusețe. Când vede calvarul lui Iisus, când vede bătăile lui Iisus, tăcerea lui, smerenia lui, demnitatea lui, îl ia rușinea și spaima de ce a făcut și el singur aleargă la arhierei, aruncă bani în templu și într-un fel, deși Evanghelia scrie într-un mod elevat și frumos, le spune cumva pe direct: m-ați tradus, am vândut sânge nevinovat, luați-vă banii înapoi. Și arhiereii de data aceasta au schimbat ei foaia. Dacă pentru neascultarea de rabin sau de învățător sau de arhiereu puteai să fii excomunicat din sinagogă, Iuda ca ucenic al lui Iisus, pentru că s-a umblat cu săbii în Ghețimani, pentru că s-a făcut revoltă, putea să plătească și cu cap. Și atunci a zis: tu ai să dai socoteală, adică ține-ți gura dacă vrei să iasă bine, fugi. La această descurajare, pentru că și-a ales ca povățuitorii oameni cărora nu le păsa de sufletul lui, Iisus spune așa: păstorul cel bun, că nu întâmplător spune el pilda aia, păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale. Și când vede lupul venind, păzește oile, ca lupul să nu risipească și să ucidă oile. Pe când păstorul cel năimit, referindu-se la legea cea veche, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Ăla-i fur și tâlhar, ăla-i năimit, nu-i păstor. Nu-și pune viața pentru oile sale. Și de aici Iuda înțelege că și-a ales prost păstorii. Și s-a gândit așa: pe Iisus l-am trădat. Cu ăștia am dat chix, nu mă pot acoperi. Decât să intru într-o problemă și să ajung să fiu crucificat ca Iisus sau să suport o tortură și mai grea, o aleg pe cea mai simplă. Și ales spânzurătoarea, uitând de nădejdea în Dumnezeu. Deși Iisus îi avertizează pe toți când erau împreună și îi spune lui Petru, dar el când vorbea pentru Petru, vorbea pentru toți apostolii: aveți grijă că satana caută și a cerut sufletele voastre să le cearnă ca pe grâu. Petru de acolo: nu, Doamne, eu mă duc cu tine până la moarte, eu mă duc cu tine în temniță, eu mă duc cu tine până la capăt. Măi, Petrule, stai liniștit. Râvna ta e mare, cugetul tău o fi cum o fi, dar tu nu ești făcut pentru așa ceva. Tu nu reziști la această tăvăleală. Când o să cânte cocoșul, mai înainte de a cânta cocoșul, tu de 3 ori ești lepădat de mine. Și nu mai pierd vremea, îl dăm și pe Petru la o parte și amintesc momentul Gavata, locul pardosit cu pietre la arhiereu acolo, când Iisus lua palme și era bătut și judecat noaptea pe nedrept și făcut un proces din ăsta inventat la fugă, cu haine rupte, cu emoții, cu arhiereu foarte sictirit, că n-a fost respectat de Iisus, un slujitor i-a mai și tras o palmă lui Iisus: dar cum vorbești tu arhiereului? Și aici Iisus puțin devine categoric: dacă n-am vorbit rău, de ce mă lovești? Ce-am spus rău? Și când este luat la mărunt Petru, ce spune? Nu-l cunosc pe omul acesta. Nu știu cine e omul acesta. Blestemat să fiu de știu cine e omul ăsta. Și atunci a cântat cocoșul și și-a adus aminte că este om supus căderii. Ca să nu-l lăsăm pe Petru vinovat și să treacă învierea cu el supărat și lepădat,
Știm că după înviere, chiar îngerul le spune mironosiților, să spuneți lui Petru să vină și el în Tiberiada, spuneți ucenicilor și lui Petru, deci Iisus i-a spus înge, vezi, nu uita de Petru, că l-a plâns lacrimile, le contează la mine. Iar când s-au întâlnit la Marea Tiberiadei, la pescuirea aceea, cu 152 de pești mici și mari, Petru a putut spune acel greu cuvânt, Doamne, nu intra la mine că sunt un păcătos, era rușine, cum să dai ochi cu cel care tu i-ai spus că mergi cu el până la moarte și te-ai lepădat cu atâta ușurință. Și Iisus îl repune în apostolie, Petre, mă iubești tu pe mine, paște oile mele, Petre, mă iubești tu pe mine, paște melușei mei, Petre, mă iubești tu pe mine. Petru credea că îl tachinează, credea că vrea să-i scormonească rana care îl durea. Și atunci, ca să nu mai vorbească cu de la sine puterea, lăsa să vorbească Duhul smerit din el. Doamne, Tu știi că le știi pe toate. N-ar rost să mai vorbesc, știi ce slab sunt, știi și cât te iubesc. Și l-a iertat spunând, Tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica și porțile iadului nu vor birui în veacul veacului. Iată, avem 2000 de ani și stăm în biserica pe care o gestionează sub apostolie ucenicii lui Iisus, Petru și cei 12 apostoli.